Pentru că Domnul a muncit foarte mult, sunt texte literare importante, împreună cu desene ale elevilor, încărcate de simbolistică, texte culese de domnul profesor și ajutat de elevii dumnealui cu aceste lucrări foarte deosebite. Astăzi avem un moment artistic. Mulțumim Liceului de Arte Victor Brauner, domnului profesor Mihăiță Albu. Aș dori să invit elevii Liceului de Artă, Evi Dumitriu, clasa a 10-a, acordeon, domnul profesor Isidor Rusu, un câștigător al Marelui Premiu Concursului Național Dăte Mare în 2014, domnul Radu Moroșanu, clasa 11 la NAI, domnul profesor Leonie Ciobanu și domnișoara Delia Tărcăoanu. Invităm pentru un mic moment artistic. Pe această cale aș vrea să mulțumesc Consiliului Județean, care ne-a fost din nou aproape, pentru finanțarea acestei lucrări importante, bineînțeles sponsorului și tipografiei Autograf, care ne-a ajutat la o calitate deosebită și vă mulțumim dumneavoastră că ne sunteți aproape în fiecare dată. Să invităm elevii, să-i aplaudăm.
a lui Gheorghe și sperăm la mai multe colaborări. Astăzi avem două evenimente, lansarea lecturilor pastelate și expoziția domnului Arcadie Răileanu. Cred că nu putea să fie o introducție mai bună decât acest moment muzical oferit de elevi, pentru că, dincolo de faptul că e vorba de o amiază de cultură, e vorba de o amiază de suflet și mai ales de iubire. Pentru că ceea ce ne propune astăzi profesorul Gheorghe Țigău vine din perspectiva unui mare profesor de limbă și literatură română, dar mai ales vine din partea unui om care a iubit până la ultima fibră literatura română. O spun cu toată convingerea, am mai vorbit odată despre domnul profesor în momentul în care s-a retras de la școală și atunci și acum țin să subliniez că e unul din adevăratii profesori de literatură pe care i-a avut spațiul nemțean. Argumentele țin atât de generațiile pe care le-a crescut, dar sunt și argumente care țin de memoria celor care au fost elevi. Aurel Dumitrașcu, de exemplu, care îl menționează în foarte multe pagini din jurnal, în corespondență, în amintiri de risipite, în articole. E vorba de Radu Florescu, care la fel și-l amintește de la Borca, pentru că acolo a început un profesor Țigău cariera sa de profesor. Așa că astăzi, cred că domnul profesor Țigău, prin aceste lecturi pastelate, ne oferă încă o lecție de literatură. Și o face la modul strălucit, oferindu-ne un moment de sincretism, zic eu, al artelor. Aici, în această lucrare, e și poezie, e și pictură, e și arhitectură, pentru că orice carte este o construcție. E și foarte multă risipă de iubire pentru literatură. Spunea cineva, un lucru bine știut, că ești ceea ce citești. Mai mult, cred că ești ceea ce subliniezi într-o carte. Și profesorul Țigău a scos din valorile adevărate ale literaturii române citate pe care le-a oferit elevilor care le-au ilustrat. M-am uitat la numele elevilor care l-au ajutat pe profesorul Țigău să ducă la capăt proiectul. Nu știu în ce an se întâmplă asta, sau în ce an. 2002. Cred, 2002. În 2002. Ideea este că văd între ei elevi care între timp au ajuns personalități în arta plastică. E vorba de Irina Irimescu. Tocmai am primit un catalog din Franța, ea trăind de o vreme în Franța, și Irina Irimescu a evoluat strălucit. Asta înseamnă că profesorul a știut să intuiască în ea perspectivă. Am văzut și alte nume, Andreea Păpăloaie, de exemplu, care are lucrări strălucite. Alte și alte nume, nu le știu evoluția ulterioară, dar e sigur că profesorul a văzut în ei talentul, a văzut acea scripire aparte. Am avut muzică, avem poezie, avem artă plastică. Ideea este, ne-am amintit de o conferință a lui George Steiner, Tritonul se chema, a apărut recent și în presa românească, o conferință strălucită și care a devenit un model, de altfel, în ultimii ani. În această conferință era un dialog între arte, matematician, pictor, muzician și poet, așa cum zărea el că sunt cele patru arte, matematica fiind una dintre ele,
Și era un dialog între cele patru arte cu argumente artistice, evident, care dintre ele a fost prima sau care este mai valoroasă. Concluzia în final a fost că totul pornește de la cuvânt și din cuvânt se desfășoară din momentul în care a apărut rațiunea și cuvântul au putut evolua toate celelalte arte. E o demonstrație pe care ne face de altfel, la modul practic, profesorul Cigău. Normal ar fi fost să stăm undeva la o masă rotundă toți, pentru că toți cei care sunteți aici sunteți prieteni, admiratori, colaboratori ai profesorului Cigău și fiecare aveți o amintire sau mai multe amintiri, un gând sau mai multe gânduri despre această profesie marginală, din păcate, în societatea noastră, cea a profesorului, dar care este atât de importantă. De asta îl felicit pe domnul profesor Cigău. Noi l-am ajutat în timp și la alte proiecte. Suntem deschiși pentru colaborare în perspectivă și cred că efortul celor care au ajutat la apariția acestui album, care este un gest, în primul rând, un gest cultural, efortul lor este răsplătit pe deplin. Vă mulțumesc! Mulțumim, îi dăm cuvântul domnului profesor Bogdan Niculesei. Mulțumesc! Sunt foarte fericit să mă aflu aici, prezența atâtor oameni de cultură, și sunt fericit să declar că aceste clipe care le petrecem cu toții aici, în Biblioteca Gheorghe Chirileanu, sunt niște clipe câștigate. Este un timp care conține valoare, conține o dragoste rămăcinită către cultură, către toate tipurile de cultură și artă. Am avut bucuria și prilejul de a fi elevul domnului Gheorghe Țigău și am văzut ce înseamnă un model, o entitate profesorală care ne-a făcut pe toți să iubim limba română, ne-a făcut să iubim arta, pentru că domnul profesor tot timpul a jonglat cu toate artele și ne-a făcut să le iubim. Am împletit atât de frumos în această carte, în lecturi pastelate, vizualul cu literatura și a creat o poveste foarte frumoasă. Ar trebui aduse omagii acestor tipuri de oameni care se gândesc în primul rând la alții, nu la ei. Pentru că, într-adevăr, și cum spunea și domnul Gheorghe, această carte este un cadou adus celor care sunt prezenți în ea. Și văd că, într-adevăr, munca unui profesor, odată ce s-a dedicat catedrei, nu se încheie niciodată. În continuare se duce o viață de profesor, în continuare suntem învățați lucruri frumoase și se dedică foștilor, prezenților și viitorilor elevi ai domniei sale. Suntem fericiți că avem parte să trăim această clipă și doresc să-l felicit și să-i mulțumesc în plen pentru că mi-a fost profesor și am învățat foarte multe și atunci și acum de la domnul profesor și dat în faptul că în prezent sunt profesor la rândul meu de educație plastică, încerc să fiu la fel de tânăr ca domnul profesor, la fel de echilibrat și la fel de dedicat. Vă mulțumesc foarte mult, felicitări domnule profesor! Mulțumim și pentru că domnul Țigău m-a rugat, dacă cineva din public vrea să vorbească, îl invit pe domnul director Gheorghiu de la școala Elena Cuza să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua, doamnelor, domnilor! Bună ziua, domnilor directori! Domnule profesor, vă mulțumim pentru acest an de cultură pe care ni l-ați oferit acum. Și aș ruga să mi se permită cam 2-3 minute să prezint câteva gânduri despre activitatea domnului profesor Cigău Gheorghe, activitate pe care o cunosc de circa 44 de ani, dacă nu mi se întâmplă. Când lucram amândoi, eram tineri
Și domnul profesor era inspector la Inspectoratul Școlar al Județului Neamț pe limba și literatura română și insista foarte mult ca această disciplină să fie tratată și însușită ca atare. Eu eram tânăr director la coordonator la Comuna Micaschi și după care am călcat pe urme și am văzut de unde și cum s-a inspirat domnul profesor Țigău, începând de la Borca, de unde a fost profesor și director o perioadă, și după aceea către Inspectoratul Școlar al Județului Neamț. Această carte, care exprimă o parte din literatura noastră, și care este ilustrată de copii care, în cea mai mare parte, sunt de la școala Elena Cuza, a fost numărul 4, în care domnul profesor Țigău, în anii 90, și-a desfășurat o bogată și o prodigioasă activitate. Domnul profesor Țigău este o instituție de cultură, este un moment al predării și păstrării limbii și literaturii române în litera și spiritul ei. Ne știm de o viață, ne știm de un director Bostan, am lucrat, ne știm de un director Amidării, am lucrat împreună și știm că așa este. Vă mulțumim pentru ce ne-ați oferit. Elevii noștri care au contribuit și ei prin desenele pe care dumneavoastră le-ați sugerat, prin povestirile de la ordine de limbă și literatură română și prin prenarea Pascului, ei și-au închipuit și iată o parte din ele sunt acolo, dar mai multe sunt în albumele care se păstrează în Biblioteca Chirileană. Și mulțumim pentru că a reușit să găsească spațiu pentru acest lucru. Și de asemenea, mulțumim domnului profesor că păstrează încă legătura cu școala, cu copiii școlii. Să știți că ce se spune aici, nu am creat cu școala. Mă rog, e o perioadă în viață în care trebuie să întrerup, dar domnul profesor a fost mereu în școală. În școala Elena Cuza, în școala 4, alături de copii, de cadrele mai tinere și oricine a vrut și să aibă o consiliere asigurat-o pe deplin. Vă mulțumim pentru actul de cultură la care suntem parte și vă așteptăm la școala Elena Cuza cu toți copiii peste 1000. Îi dăm cuvântul domnului Nicolae. Da, mulțumesc. Sigur, domnul profesor, eu zic eu mai de toate aprecierile care au fost adus aici. Eu l-am cunoscut, nu știam că e profesor, dar în afară profesiunii, să spun așa. Pur și simplu ca autor și iubitor de literatură. Ceea ce mă duce cu gândul la o vreme când, făcând terminul și eu filologia, mă gândeam și mă temeam că o să devin profesor. N-am vrut niciodată să fiu profesor. Întâmplător, sigur, la un moment dat am ajuns și profesor de sport pentru câteva luni pe undeva prin județ. Dar a fost un episod în paranteză. Mă gândesc acum însă că dacă aș fi fost profesor, mi-aș fi dorit să fiu profesor precum domnul Ionuț Țigău. Am avut modele în școală, sigur, și mă gândesc mereu la el, am ce scris. Dar vine cineva, un model în mișcare, încă viu, precum e domnul Țigău, și care te întoarce, iată, la o opțiune pe care ai avut-o cândva și îți trecoară acolo și un doial. Ai făcut bine sau n-ai făcut bine? Dar probabil că am făcut bine, că nu aveam vocația asta, recunosc. Acum, venind la subiect, la ce se întâmplă aici, la ce s-a întâmplat și la ce se mai întâmplă, mă gândeam în timp ce
tinerii artiști cântau la început, la rolul interpretului în toată povestea asta. Muzica frumoasă pe care am auzit-o, sigur, a fost compusă de niște oameni, artiști celebri, dar felul în care ne-a fost transmisă și ceea ce am aplaudat noi, ține în mare parte de temperamentul, talentul și știința interpretului. Același lucru se întâmplă în această carte. Avem texte importante din autorii clasici, autorii moderni ai literaturii române. Le știm în parte, le recitim. Dar în ce privește partea de reprezentare plastică, avem de-a face cu interpreți. De asta dată, sigur, nu interpreți instrumentali, cu interpreți ai paletei și ai penelului. Și descoperim câteva talente importante. Irina, vă mai amintesc, Adrian a spus deja, e unul dintre artiștii care a ieșit în lume, dintre cei citiți aici, citați. Aveam o curiozitate și probabil domnul profesor Țigău să-mi răspunde la ea, dacă aceste lucrări țin de o colecție personală, cum au fost adunate, unde au fost păstrate. Da, eu le văd aici. La bibliotecă. La bibliotecă. Pentru că am găsit la pagina 96. Mai întâi în boxă. În boxă, foarte bine. Are o geneză, cartea asta, foarte interesantă. Dar după aceea, după ce mi-a venit ideea, cam prin anul 1975, originalele pe care le vedeți în albumul de pe pian, datează din primele originale din 1975 și sunt ale unei celebrități care se află în sală. Este vorba, nu înțeleg de ce a părăsit acest drum atât de frumos, acela al artelor plastice, Irina Carmen Buriga. Să o vedem. A fost. Uitați-vă. Cu ușurință din lucrările expuse, din câteva lucrări expuse, au fost vreo 500, mi-a fost foarte greu să fac selecție. Vă rog să iertați că mi-a spus întrebarea ce răspund. Am făcut o selecție, au fost circa 5-600 de lucrări de acest fel. La un moment dat m-am rezumat la 300 după ce le-am expus de mai multe ori în vastul meu apartament de circa 40 de metri pătrați. Spre bucuria soției mele, care trebuia să tot atragă atenția că nu mai am unde să mă desfășor și să limpezesc lucrurile cât mai degrabă. Și le-am limpezit făcând niște dosare și depozitându-le și după care le-am depozitat în postă până le-am dat în bibliotecii județene. Le-am pus pe un post, un fel de passepartout, ca să nu se părăduiască. Și după aceea am văzut la Garona o librărie lângă casa lui Romeo și a Julietei. Am intrat în librăria aceea și am văzut un album oarecare, nu de formatul acesta, tip caiet dictant, obișnuit, care erau niște ilustrații la opere literare, dar nu realizate de elevi, de copii, ci de pictori. Și scria pur și simplu, Divina Comedie și un nume oarecare, și așa mai departe. Fără să fie însoțite de text. M-am gândit foarte mult cum trebuie să apară această carte și o să, spre final, o să spun câteva lucruri foarte simple. Mă bucur că a apărut în felul acesta, dar am fost foarte mult ajutat de oameni care m-au înțeles. Deși adesea mi s-au pus colaboratorii mei, mi-au pus o etichetă, nu e singura, mai spun și altele, eticheta de foarte pretențios, cum mi-a pus-o și domnul director, un om cu totul și cu totul excepțional, om de cultură, domnul director al editurii Autograf. Domnule, zice, dumneavoastră sunteți cam pretențios, trebuie să am grijă.
Și eu îi mulțumesc, dumneavoastră este în sală, îi mulțumesc că a avut. Nu știu cât de lucrurile. Tipografia autograf și pe domnul director Cristi de acolo, pentru că au ieșit multe lucruri interesante de acolo, cartea asta și multe altele. Iată, Adrian mai are una. Acolo este și revista Contat, dar nu numai asta, o mulțime de cărți frumoase. Cineva îmi spunea, sigur că au ieșit și altceva, iese ce-i duci, ce-i cer, dacă e cerut pretențios ceva, o scoate așa, la nivelul ăla. Sunt foarte multe lucruri de spus, dar aici s-a vorbit atât de frumos, în cuvinte atât de frumoase și atât de profunde de către cei trei oameni de cultură importanți pe care i-a reținutul nostru și important pentru cultura națională. Nu sunt cuvinte mari, sunt cuvinte care se potrivesc de minune dimensiunii personalității celor trei care au vorbit despre carte în cuvinte atât de frumoase, atât de profunde. Să vă spun, mă revin, de ce v-am întrebat unde am stat? Pentru că am găsit la pagina 97 un anonim. Deci, lăsați-vă să vă spun ce am înțeles eu de aici, că le-ați ales după valoarea lor plastică, nu neapărat după numele autorului. Exact. Și asta te vă sună, dar nu neapărat. Aveți microfoane, Adrian, pe aici? Se poate. Deci, am avut interpreți muzicali, am avut și avem interpreți vizuali. Avem autori de literatură clasică și contemporană, compozitori de muzică, trebuia un dirijor la toată povestea asta. Și dirijorul este coordonatorul interpreților, adică domnul Țigăului, dirijorul cărții, sigur. Deci totul se leagă într-un obiect artistic, îl vedeți foarte frumos, care de-a lungul timpului se va dovedi că poate să aibă mai multe funcții. Acum, la prima impresie, e spectaculos și are o funcție mai degrabă artistică, sentimentală. Se va vedea în timp, nu știu cum va evolua relația dintre carte și noi absolvenți de școală. Se va dovedi că, fiind frumoasă și atractivă, s-ar putea să aibă și o funcție pedagogică. Și are, sigur, dar deocamdată, dacă o privim așa astăzi, eu astăzi o văd prima dată, are o funcție artistică, una pedagogică, are și o funcție, sigur, documentară, dat fiindcă redescoperă artiști, unii sunt consacrați, dar unii s-ar putea să nu mai lucreze dintre ei, foștii mici artiști aici. Dar iată că domnul Țigău îi bilansează, îi pune în limbă, da. Ține, era aducerea în claritate. Deci, iată că o carte poate să aibă un impact în timpul, mai ales dacă e o carte care se cere păstrată în bibliotecă, adică bine făcută, construită, cum a spus Adrian, și așa este această carte și îl felicit pe domnul profesor pentru inițiativă, pentru muncă și, din nou, tipografie autografică. Până ajunge doamna profesor Cucu până aici, sau aducem, vorbiți de acolo din public. Așa este, domnul Diacru a fost un colaborator extraordinar de bun. A ieșit o calitate foarte bună, iar cartea încearcă, din punctul meu de vedere, să atragă copiii și către lectură și altfel. Văd desenele și poate își apleacă ochii și către textul literar. Sperăm să aibă succes. Noi vom trimite la fiecare bibliotecă școlară câte un album. Doamna profesor? Am simțit nevoia să-mi exprim admirația față de această lucrare a colegului meu, domnului profesor Gheorghe Țigău.
Este o, așa cum spunea antevorbitorul meu, este un obiect artistic. Este ceea ce se cheamă cartea obiect cultural. Cea mai mare parte din aceste lucrări le știu din faza lor originală. Adică din momentul în care domnul profesor le aduna de la clase, de la elevi, după ce erau lucrate, le aducea în cancelarie și noi ne desfătam cu ele pe masa din cancelarie, le admiram, ne spuneam părerea. De altfel, cele mai multe din ele au și fost expuse în mai multe expoziții care s-au organizat la școala noastră cu ocazia zilelor școlii sau cu alte ocazii. De altfel, Irina Irimescu era o mică vedetă a școlii pe vremea aceea. Și am admirat întotdeauna, văzând această preocupare a domnului profesor, am admirat preocuparea dumnealui pentru educația estetică a școlarilor mici, a elevilor de școală generală, că este cam prea mult spus, dar cred că exact asta și făcea. Încercând să-i facă pe aceștia, cât de mici erau ei, 11, 12, 13 ani, să înțeleagă noțiunea de, să înțeleagă ce înseamnă literatura, arta cuvântului, ce înseamnă artă, creație artistică, să înțeleagă faptul că aceleași idei, că aceeași realitate se pot exprima în diverse limbaje. Deci, copiii, după ce recitau opera literară și făceau cunoștință cu arta cuvântului, îi punea în situația de a fi înșiși creatori, dar într-un alt limbaj, cel al creației plastice, al culorii. Și probabil că se folosea și de muzică, bănuiesc pe la anumite creații care se plătau, care au fost puse de muzică. În felul acesta, făcându-i pe copii să înțeleagă ce înseamnă bogăția de limbaje artistice, încă de la această vârstă. I-am admirat această preocupare și, de altfel, fostul dumnealui elev, care a comentat mai înainte, a și exprimat această recunoștință ferice de copiii care au fost elevi domnului profesor Țigău. Vreau să-l felicit încă o dată pentru această idee, pentru această carte, pentru această realizare, dar nu numai pentru domnul profesor, ci și editura care a făcut această creație, această bijuterie bibliofilă. Și este foarte bine dacă aveți posibilitatea ca în fiecare școală să se găsească această carte. Vă felicit pentru inițiativă. Acum câteva zile m-am întâlnit cu domnul profesor Georgică Țigău, aici, la Biblioteca Județeană, purta sub braț o carte și l-am întrebat ce înseamnă acea carte, mi-a dat, am răzvoit-o așa foarte fugitist și i-a spus, domnul profesor, este o bijuterie de carte. Și vreau, am vrut neapărat ca să spun acest lucru și în prezența dumneavoastră, că a creat, dânsul a creat o carte monumentală, unde globează o literatură întreagă și pentru asta nu putem să nu fim impresionați și să-i mulțumim. Și îl felicit încă o dată, l-am felicitat și atunci și felicit și editura Nuna pentru că a contribuit la realizarea acestei cărți de excepție, excepționale. Și vreau să vă mărturisesc că nu este prima dată când domnul profesor vine în fața noastră aici, în această mare cetate a cărții, Biblioteca Ghete Chirilianu, cu documente excepționale. Îmi amintesc acum vreo 2-3 ani, am venit cu o expoziție despre viața și opera poetului național Mihai Eminescu, care ne-a fascinat, ne-a impresionat și acum m-a pus cireașa pe tor și din nou a venit cu altceva excepțional și felicit încă o dată și se bucură de întreaga mea considerație și apreciere. De fapt, am fost și colaborator și candidația mea și a noastră trebuie să nu lipsească
față de un om și n-a făcut exagerare domnul profesor Gheorgheu când a spus că înseamnă ceva pentru activitatea noastră culturală nemțeană. Sunt emoționat și entuziasmat de atmosfera pe care a creat-o minunatul profesor George Țigău. Vine ușor, dar în același timp vine și foarte greu să vorbesc despre domnul George Țigău. Ușor pentru că îl cunosc de peste un sfert de veac și am fericirea să mi primească prietenia mea și greu pentru că este o personalitate foarte complexă, cuprinzătoare, care are câteva, care este consecvent în câteva pasiuni și în câteva iubiri. Mai întâi își iubește nespus ținutul natal de unde provine, ținutul Argeșului, Rucăru, de unde vine cu mare drag și ne povestește lucruri minunate despre acele locuri. Apoi iubește cu mare admirație un loc care l-a consacrat în prima tinerețe, ținutul de la Borca, unde a fost director, un director foarte tânăr, timp de câțiva ani și a pus pe picioare un liceu și l-a făcut celebru. Apoi este consecvent în faptul că peste 15 ani a fost inspector școlar de limbă și literatură română în județul Neamț și a lăsat niște urme profunde. Personal, mi-a fost un mare model din multe puncte de vedere, plecând de la scrierea proceselor verbale, de la activitățile riguroase pe care le făcea prin școli. Un om de o admirabilă rigurozitate. O altă iubire mare a domnului George este folclorul. A scris câteva cărți admirabile la editura Adam despre folclor și a mers prin sate, a cules folclor autentic, niște lucruri admirabile. Este o carte formidabilă la Fântâna Dorului și alte cărți de folclor extraordinare. Și nu cea din urmă este iubirea pe care o manifestă față de elevii pe care i-a avut. A creat personalități mari și ține o legătură. Are foști elevi în Statele Unite, în Franța, în Canada, cu care poartă corespondență și pe care încă îi întreține din punct de vedere cultural și spiritual și în drum în continuare. Și n-aș vrea să uit de o altă mare calitate și o altă mare iubire, care este prietenia. Este o persoană, model din punctul acesta de vedere, cred că pentru prietenie dă orice. Ca dovadă, iată câți prieteni i-au venit astăzi să-i stea alături. Îl admir pentru toate acestea, o felicit pe doamna profesoară și directoare Maria Țigău pentru susținere și îi doresc din suflet putere de muncă. Știu că are multe proiecte în continuare și inspirație și mult succes. Domnul profesor, spuneți-ne câteva cuvinte. Nu vine la îndemână să vorbesc că după ce s-au spus atâtea cuvinte frumoase și profunde, din partea unor foarte buni cunoscători ai fenomenului pedagogic și ai celui literar. Am învățat foarte multe lucruri de la învățătorii mei, de la uriașii profesori din universitate, și după aceea, de la profesorii filologi și nu numai din județul Neamț. A venit timpul să-i mulțumesc domnului profesoare Cucu, pentru că într-un moment ce în profesiunea unui dascăl, susținerea gradului al doilea, mi-a oferit spre inspecție clasele domniei sale. Nu le cunoșteam,
Eram foarte tânăr, neexperimentat. Nici acum nu sunt cine știe ce. Am luat seama că ți-a spus aici cuvântul personalitate. Ei, am obligații foarte mari. Voiam să mă fac mai întâi pădurar, în copilărie mă alergau prin pădurile din preajma casei Cârlani vara. Mă fac pădurar, îmi iau motocicleta și scap eu de chin. Am ajuns în școală orașenească, în împrejurări nefericite. Am învățat câteva ramuri sportive și vreau să mă devin profesor de educație fizică. Până când o notă foarte mare la o teză de română, pe care mi-a acordat-o un profesor pe care îl iubeam foarte mult, era și nepotul unui mare poet din perioada interbelică, Dan Jebeleanu, nepotul lui Eugen Jebeleanu, mi-a acordat o notă despre, eram undeva la liceul internat din Breavă, mi-a acordat, fără să mă știe foarte bine, abia să înființase liceul, nota 10 la o teză, coincidență sau nu, despre poveștile lui Creangă. Și zice, uite ce este. Zic, domnule profesor, vă rog să nu dați acel, să nu mi-acordați nota aceasta, era cea mai mare din clasă despre poveștii lui Creangă. Deci, marele povestitor din spațiul moldav. Și a rămas surprins că am refuzat nota mare care mi se acordase. Zice, și eu țin la tine, am văzut că te miști bine prin spațiul sportiv, pe terenurile de sport, te pricep și la una și la alta, dar nota o pune profesorul. Și de atunci am înțeles că nota pe care o pune profesorul, o singură condiție, e sfântă, cu condiția să fie dreaptă. Eu am încercat să le pun note drepte cu autorilor acestor cărți. Cartea aceasta mi se datorează în foarte mică măsură. Unii dintre ei trebuiau să fie în sală. Alții, la vestea apariției acestei cărți, s-au întors acasă, în vacanță de iarnă, și s-au bucurat nespus împreună cu partenerii lor de viață, erau în carte, sunt mai ales fete, dar sunt și băieți, s-au mirat că am avut ideea de a conserva lucrări de care ei nu-și mai aduceau aminte. S-au bucurat și m-au bucurat și pe mine. Revenind la întâlnirea de astăzi, este greu, foarte greu să mai spui ceva după ce, de fapt, mă feresc de clișee verbale. E foarte greu să vorbesc după ce au vorbit oameni de dimensiunea culturală a lui Adrian, lui Gheorghe. Să mă scuze, Adrian, că îți vorbesc cu prenumele și domnului Emil Nicolae. Și fostului meu elev, Bogdan Anițulesei, care și-a croit un drum foarte bun în profesiune și este o profesiune pentru ceea ce va fi, probabil, învățământul plastic în anii următori. Ai talent, ai forță, ai cuvânt și sper să nu abandonezi drumul acesta. Nu sunt nici scriitor, nici publicist. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Le-am îndrăznit să pun semnătură pe niște cărți. Nu sunt cărți de ficțiune. Sunt manuale școlare auxiliare. Nu-mi plac, mai ales manualele, nu că nu-mi plac, nu sunt folositoare cu toată reforma sau cu toate reformele învățământului făcute în ultimii 25 de ani. Cele mai nefericite manuale, ca să nu le spun altfel, sunt manuale de limba și literatura română de la, din clasele 5-12. Și atunci mi-am făcut manuale pentru fiecare clasă. Spicuiri din unele dintre ele le-am și publicat. Unul dintre ele a ajuns la cel și mâna domnului ministru al învățământului, Sorin Câmpeanu, care m-a invitat la o discuție să vorbim despre ce înseamnă învățământul românesc,
despre ce cred eu că înseamnă învățământul românesc de astăzi. Și primul lucru pe care l-am spus este că nu mai place sistemul de notare cu corigenți, cu repetenți, nu-mi place sistemul de notare de 2010 și nu-mi plac manualele școlare. Și de ce e pusurureau manualele de astăzi? Ce vrei de la ele? Zic, ca să vedeți ce vreau, uitați, am publicat acest manual și dacă vă face plăcere, vă rog să vi-l ofer cu cea mai mare bucurie. Zice, da, am un elev în clasa 8-a și e, după ce s-a uitat pe manual, a mărturisit că are un elev în clasa 7, în clasa 8-a și va fi de folos pentru examenele care urmează de evaluare națională. Repet, cartea nu mi-aparține. Cartea se datorează copiilor, elevilor mei. Mie nu prea-mi plac niște termeni care au apărut în ultima vreme în pedagogia românească. Nu-mi place nici, nu știu ce înseamnă, after school, nici parteneriat, nici școala altfel. De la Seneca încoace, nu înțeleg cum să fie și la Aristotel, de la Seneca și la Socrate, nu înțeleg cum să fie școala altfel. Altfel cum? Eu am încercat să fac împreună cu elevii mei care nu mi-au fost rugi și nici parteneri, ci au fost copiii mei, aveam de făcut o treabă foarte serioasă împreună. Și cred că, în bună măsură, cu toate etichetele, cea mai frecventă etichetă care mi s-a pus a fost aceea de exigent. Cred că am scos-o la capăt. Învățătura nu este la îndemâna oricui, se știe foarte bine. Trebuie să fii foarte luminat, copil fiind și foarte stăruitor profesor. Eu, pentru tot ceea ce sunt ca profesor, datorez învățământului nemțean. Am învățat de la profesor de dimensiunea unei profesoare, cum este doamna Zaharina Cucu, cum este profesorul Alexandru Cojocaru de la Roma, profesor de matematică, la care am asistat de câteva ori, ca profesorul Mancas, profesorul Leahu, profesora Dorina Nicoara și pot să dau încă sute de nume de profesori de română iluștri din județul nostru, de la care am avut numai de învățat. Mulțumesc așadar cu autorilor acestei cărți și vă mulțumesc dumneavoastră că împărțiți bucuria publicării, nu lansării acestei cărți. Văd că este o atmosferă foarte plăcută. Apariția acestei cărți. Mi-am dorit ca această carte să îndeplinească trei condiții. Să aibă înfățișare, tip, nu patru. Să aibă substanță, să fie coerentă și să aibă sens. Dacă măcar una dintre aceste patru condiții sunt împlinite, nu mi se datorează mie, ci celor care au colaborat, deci coautorilor cărții, copiilor mei, editorii reprezentat aici de mai mulți oameni, în frunte cu doamna directoare Carmen Năstase, domnul director Cristian Diaconu și numai puțin unui băiat care nu apare aici, este vorba de tehnoredactorul de carte, Bogdan Dănilă, care are treabă undeva acolo. V-am netejit pe toți, vă mulțumesc tuturor celor care sunteți prezenți aici și vă rămân dator tuturor pentru prezență și pentru cuvintele frumoase. Mai e un lucru foarte important, aș fi vrut ca măcar parte dintre ei să fie prezente aici, dintre coautori. Au venit în vacanța de iarnă și mă bucur, Irina Carmen Buliga, mulțumesc că ești aici, și Nicoleta Nucasu, care este prezentă și ea în sală. Vă mulțumesc că ați răspuns invitației mele și că ați participat la lansarea cărții noastre. Deci este cartea noastră și vă mulțumesc. Unde n-au fost, unii au venit în vacanța de iarnă, special Irina Irimescu a venit din Franța și alții din Germania și cărțile au ajuns la locul lor. Și mai este părintele, deci Irimescu
familia Irimescu și familia Arsenoia. Și familia Arsenoia, cum nu Arsenoia. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți prezenți alături de mine și vă rămân dator pentru tot ceea ce ați făcut, pentru dragostea dumneavoastră. Pun fapt, aveți dreptate, domnule Daniel din Oroaie. Pentru mine, poate, întâi am știut și după aceea am citit, noi, ca spunea atât de frumos, prietenia rămâne cel mai frumos dintre toate sentimentele. Și ca să închei, cât voi mai trăi pe pământul acesta, am învățat la latin un dicton, nu la dies in linea. Am cunoscut mai multe dictoruri, vreo 5-6. Nu la dies in linea, nici o țin fără o linie. Și la Sfântul Antonie cel Mare, înainte de a are o povestioară foarte frumoasă, cu un corelat care în fiecare seară, după ce se ruga, după ce aranja treburile acasă, se întreba, spune în fața lui Dumnezeu, dacă se întreba dacă am făcut curele și hamuri bune și le-am vândut la prețuri pe care le poate cumpăra și bogatul și săracul. Și pentru aceasta vă mulțumesc că m-ați ascultat, am fost incoerent, pentru că am vrut să spun foarte multe lucruri. Am făcut nu știu câte scheme de vorbire aici, s-au fost toate peste cap. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Și vă mulțumesc pentru prezență. Am reținut din tot ce s-a vorbit aici, mai bine de o oră, o expresie, lucru bine făcut. Cred că a fost și este o amiază a lucrului bine făcut, plecând de la calitatea cărții prezentate astăzi. Tot un lucru bine făcut, cred că este și această carte care a ieșit din tipografie autograf astăzi. Pe coperta a patra scrie 14 februarie 2015. Deci noi am călătorit în timp și avem cartea cu două zile mai devreme. E semnată de Dan Iacob și scrie așa Iisus Hristos, creștinismul, biserica. O antologie de autor, texte și teme din al doilea mileniu creștin. Am răsfoit-o, e un lucru excepț, e tot un lucru bine făcut. Și dacă tot suntem la categoria lucru bine făcut, avem un cadru în care astăzi noi am evoluat. E vorba de pictura pe care mi-o propune Arcadie Răileanu, prietenul nostru, pe care îl invităm în față. Unul din străluciții plasticieni, artiști plastici ai Ținutului Neamț și ai spațiului românesc. Thank you.
Vine de departe, vine tocmai din Basarabia, dacă Basarabia este departe. Vine din altă țară, dacă Basarabia este altă țară. Sau vine de acasă acasă, dacă Basarabia este un acasă. Noi ne-am cunoscut cândva, când aveam de întremoară în Piatra Neamț, noi aveam sediu în direcție pentru cultură, tot în bibliotecă, era undeva la etaj, și într-o dimineață a venit un om, puțin nedormit, venea cu autobuzul de la Chișinău și mi-a spus în dulcele grai Basarabia, care v-a zis că eu am să rămân la Piatra Neamț și trebuie să mă ajutați. Nu mai țin minte cu câți ani în urmă era asta, cu vreo... Le spun eu, a fost prin data de 1 noiembrie, ora 4. 1999. S-au adunat ceva ani de atunci, sunt 16 de acum. Parcă este de când lumea în Piatra Neamț, așa îl resimțim, așa îl simțim. Iar ceea ce ne propune el astăzi, această expoziție de acvarelă, cred că este un act prin care el dovedește adaptarea la spațiul nemțean. Pentru că găsim aici simbolul, gestică din spațiul nemțean, culoare din spațiul nemțean, de la cheile Picasului, la Biserica Sfântului Ioan și așa mai departe. După părerea mea, acvarela este foarte apropiată de poezie. Este cea mai apropiată dintre formele plastice de poezie. Pentru că dacă poezia adevărată se scrie, spunea Nichita Stănescu, și nu numai el pune cuvinte, acvarela se face cu atingeri, cu gesturi picturale și mai puțină fermitate plastică. De asta consider că Arcadie este în faza în care merge spre, hai să zicem, neforme și neculoare, propunându-ne aceste gesturi, acvarela fiind un lucru aparte, fiind mai apropiată și de frumosul, cu ghilimele, din natură. Iar apropo de acvarelă, cred că nu întâmplător a venit la Piatra Neamț Arcadie, cum nu întâmplător, prin 92-93, a venit la Piatra Neamț un alt maestru al acvarelei din Basarabia, era vorba de Ion Moraru, care a venit cu foarte mare emoție la Piatra Neamț să expună în orașul în care a trăit și trăia Iulia Hădăucescu, o maestră acvarelei românești. A venit atunci și mi-amintesc emoția lui Ion Moraru, cred că era în 93, când de față era Iulia Hădăucescu și a avut lucru ieșit din comun. Cred că Arcadie are și el ceva din apropierea de spațiu în care a trăit Iulia Hădăucescu, o să ne spună de altfel la momentul potrivit. Eu rog și pe cel care l-a urmărit în timp de la expoziție la expoziție să ne spună câteva cuvinte, scriitorul Emil Nicolae. Da, mulțumesc. Nu m-aș putea, dar nu era un program. Dar eu vreau să vă spun că o parte dintre acvarelul ăsta, Arcadie știe, le-am văzut și le-am vorbit. Nu erau ăstea? În orice caz, în noiembrie, la Galeria Lascăr Vorel. Dacă nu sunt aceleași, oricum, astea sunt o continuare. Adică faza acvarelă la care revine, de fapt, a fost tot timpul în acvarelă, chiar și atunci când îl mistuia ulei. Arcadie la asta, în acvarelă, pentru că e o modalitate de a nu spune așa de ea, de a-ți exterioriza, de a arunca cu senzații și sentimente mai degrabă decât cu linii epice. Către un cuvânt am modă. Ești epic sau nu ești epic? În pictura ta abstractă. Da, revin. Lăsăm numai la o parte. E o acvarelă, e un maestru la acvarele Arcadie și e surprinzător după ce și-a câștigat un loc în spațiul plastic nemțene, cel puțin. Cu acele uleiuri pe suprafețe mari, care au surprins de la început. Vreau să vă amintesc că la origine formația lui de arhitect se trădează în
construcțiile acestea plastice, în uleiuri. După ce spun și-a câștigat partea aceasta de artist al abstractului, iată că ține să ne surprindă din nou sau să ne amintească, de fapt, că în continuare e un sentimental și acuarela îi rămâne în apropiere, în iubirea lui. Îi mulțumim lui Emil pentru cuvânt, deși se spune că artistul vorbește în timp ce lucrează în atelier, îl rugăm să se explice în fața domnului noastră. Nu o să vă resum mult, pentru că, într-adevăr, ce am prezentat aici sunt de perete și fiecare lucrare, de fapt, e o poezie aparte, e o stare spirituală, o stare de suflet aparte, se deosebesc foarte mult între ele, deși respectate de aceeași mână, același creier, aceeași. Dar stările de suflet întotdeauna, cum scrie o poezie de dragoste sau una tristă, sunt lucruri diferite. Sunt lucrări de dimineață care puteți mai însoriți, sunt altele mai de după amiază. Înțelegeți cum vreți situația unei picturi complicate. Dar acuarela, dragostea pentru acuarela, ați spus că e o chestie de, nu știu, așa, câteodată și e un moment de supraviețuire, să știți. Deși la început am mers pe pictura abstractă ca să nu fac confuzii în orașul Piatra Neamț și locul era parcă rezervat pentru mine, pentru că Costică Filinou îmi spunea că să nu pictez abstract, altfel o să mor de foame. Și am zis, am mai murit de câteva ori, uite că poate mai slăbesc. Și atunci am mers pe ideea și n-am, adică s-a întâmplat ceva foarte interesant și frumos, dar m-am întors la acuarelă. Și aș spune că e una din primele expoziții, așa mai ample, de acuarelă făcute la Piatra Neamț, deși am mai avut una la Traie Pazenbec, câțiva ani în urmă, și una la Berlac, prima care am făcut în țară, aceasta doar de acuarelă, la Academia Tonița. Și am înțeles că are sorți de izbândă și acuarela mea. Am cunoscut-o pe puțin, așa, am discutat și cu Iulia Călucescu, deci ai spus de Ion Moraru. M-am întâlnit cu Ion Moraru în atelierul lui Vasile Cojocaru, profesorul nostru. Și el l-a ținut să ne întâlnim la Chișinău, ne-a invitat și unul și pe altul și ne-am dat mâna acolo, am văzut că suntem apropiați așa într-un fel. Bine că Moraru are altfel de... Eu am mers pe figurativ, am mers pe ideea asta de culoare, mult, pe aproape că sunt niște lucrări făcute în ulei. Probabil că îmi era dor să fac chestiile astea. Apropo de alegerea profesiei, domnul profesor Sighiu spunea că era așa într-un fel de busolat, copilării, ce o să fie în sport, acolo. Nu, eu știam precis că o să devin un pictor și numai pictor, pentru că de când am ținut creionul în mână, după război era cam greu cu hârtia și pictam pe pereți, deci eram monumentalist în general, așa pictam pe turnul. Și mama, și ea o mare iubitoare de artă și dădea cu bani după ce se dea o voie. Deci când pictor nu mai era și treceam pictorul cu desene, știa că trebuie să fie cu var și acolo. Dar și tata și mama au avut mare grijă de mine și acum cu venirea în România, pentru că sar și eu de la una la alta, sunt multe de spus, vorbeam într-un interviu cu Nicu Sava când îi spunea că dacă mi-e dor de Basarabia, nostalgie, evident, am mulți prieteni, am rude, am chiar și piciorul meu e acolo. Dar povestea e că pe care m-am te află. Că dacă s-a acolo, îți peste prut și dacă s-a aici, tot peste prut. Știți? Cum pe care m-am prut, nu te-ai aflat, tot peste prut ești. Și asta, evident, sunt probleme cu lucrător care îi gândesc de fiecare dată. Ai spus, Adrian, că totuși orașul m-a prins. Păi, Piatra Neamț a fost ales în mod special. Nu cred că putea să fie, mai știam, am mai fost în țară. Dar orașul ăsta mi-a plăcut din prima dragoste, așa, deci se întâmplă și minunile astea. Și am spus că eu chiar aici nu mai trec. Ce ori fi să fiu cu bine, ce o să lucrez,
Acum vă spun, în sala asta sunt atâția oameni cunoscuți. Înainte mă duceam cu marele maestru al nostru care e în față cu domnul Patana și de la atelier până la galerie sau de la galerie până la atelier, mergeam o oră. Se întâlneam foarte multe lume și trebuia să vorbească cu fiecare și dura mult, deși era o distanță mică. Încep să întâlnesc și mine chestii de este. Încep să cunosc prea multă lume, adică prea mult, niciodată nu prea mult, multă lume și mă bucur când merg prin oraș, salută și copii pe care nu-i cunosc. Am elevii mei care și ei au ajuns undeva, deși e o perioadă foarte multă. Îmi pare că am vorbit cam mult pentru un pictor chiar prea mult. Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit aici. Deci mulți din voi mi-ați cunoscut lucrările și le știați. Îi mulțumesc noului patron al instituției, deși să știi că aici am făcut de multe ori expoziții și probabil că și elevii noștri de la Școala Populară de Artă și-au prezentat lucrările. Și e o chestie foarte frumoasă și interesantă pentru noi și pentru viitor. Chiar dacă termin eu cariera mea de profesor așa, a Școlii Populare de Artă în anul ăsta, aici am îmbătrânit, ați observat. Dar noi deci dacă îmbătrânim, noi nu îmbătrânim așa, spiritual nu avem voie. Și pentru mine exemplul cel mai mare e domnul Vadana, care eu trebuie încă 20 de ani să muncesc ca să o ajung de el. Din urmă, așa se fac și face el. Și tânăr și dă un exemplu extraordinar. Chiar am să rog să spună câteva cuvinte, nu despre mine, dar despre mișcarea noastră culturală, despre familia noastră a pictorilor. Asta e important, pentru că fiecare în parte noi suntem așa, cum fiecare cu instrumentul lui, dar până la urmă stăm misimezi împreună. Câteodată singuri, să zicem, când face o personală, dar în general, suntem ca într-o simfonie. Și asta e interesant. Suntem într-un cadru atât de încărcat de cultură și de sensibilitate, încât am emoții. Emoția era întotdeauna, știți? Așa, de câte ori apare public, apar cu emoții, pentru că vreau să mă dăbiesc. Asta este sentimentul. Dar pentru Arcade vreau să vă spun că ceea ce faci el acum a prezentat, cum să vă spun, o mini expoziție a lui. El are o încărcătură mare și o încărcătură sentimentală față de poporul român. De aia se află în România. A plecat de acolo cu sentimente, cum să vă spun, încărcate din moș strămoș. Dar sensibilitatea lui spre artă spune mult mai mult. Deci este arta, cred că, este cea care pune poporul român în funcție. Nu vreau să vă spun ce spunea Arcade, că un pictor nu vorbește prin lexic, prin cuvinte. El vorbește prin imagine, fapte. Astea sunt concrete. Sunt amprente. Amprente are suflet. Deci, prin asta vorbim noi. Ăsta e dialogul nostru cu dumneavoastră, cu publicul. Cuvintele sunt de prisos. Le spun poeții noștri, scriitorii, care, într-adevăr, nu trebuie să traducă ce gândim noi. Trebuie să fie în spiritul nostru.
Ăsta e tot. Cu asta vă spun, bine ați venit! Mulțumesc! Mulțumim lui Arcadie, mulțumim lui Puiu Vatana. Cred că după expoziția asta o să fie mult mai mult reținut pe stradă Arcadie. Ăsta e prețul gloriei. Domnul profesor Țigău va acorda autografe dacă sunt doritori de dumneavoastră. Vă mulțumim pentru prezență și vă așteptăm la Biblioteca Județeană Sfântul Tiberiu. În perspectivă vom avea o zi de poezie cu Nora Iuga pe 20 martie. Pe 3 aprilie vom avea o zi, o după-amiază cu Ana Blandiana și cu Mărul Sursan. Așa că vă așteptăm la biblioteca, vă propunem mereu ceva nou.